Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop, vicar patriarhal, a adus astăzi binecuvântare obștii monahale de la Mănăstirea Sfânta Maria Techirghiol, Stavropighia Patriarhală din județul Constanța, dar și credincioșilor care urmează în aceste zile proceduri de recuperare la baza de tratament a așezământului. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica Mare a Mănăstirii, iar în cuvântul de învățătură a subliniat experiența trăită de Sfântul Apostol Petru în momentul schimbării la față, evidențiată atât în pasajul evanghelic, cât și în textul apostolului, citite în cadrul slujbei. Iisus le vestise deja ucenicilor înainte de a se urca cu ei pe tabor și anume le spusese Domnul că trebuia să meargă la Ierusalim unde va fi răstignit, va îndura pătimirile și moartea. De aceea Petru, mereu obsedat de frica de a-L vedea pe Hristos Domnul omorât, neînțelegând că El este Fiul lui Dumnezeu cu adevărat, zice Domnului acum, bine este nouă să rămânem aici, pe tabor, adică să nu mai mergem la Ierusalim, unde te așteaptă răstignirea, unde te așteaptă moartea. Dar ce s-a întâmplat mai apoi, când Mântuitorul a fost arestat? Ce s-a întâmplat cu Petru, care a fost martorul schimbării la față de pe muntele Taborului? El s-a speriat și nu doar Petru s-a speriat, ci toți apostolii s-au speriat. Cum rămâne așadar cu experiența trăirii acestei slave minunate a schimbării la față? Nu i-a ferit pe apostoli de frică, nu l-a scutit nici măcar pe Petru, cel care în entuziasmul lui voia să construiască 3 colibe pe tabor. Atât de multă bucurie simțea atunci. Însă nu întâmplător, la Sfânta Liturghie astăzi s-a citit un fragment din epistola a doua a Sfântului Apostol Petru și în această epistolă, Sfântul Apostol Petru, am auzit cum a spus, pentru aceasta, fraților, siliți-vă cu atât mai mult să faceți temeinică chemarea și alegerea voastră, căci făcând aceasta nu veți greși niciodată. Chiar și singure aceste cuvinte din apostolul care s-a citit astăzi ne ajută să înțelegem ce experiență a trăit Petru atât pe muntele Taborului, cât și experiența pe care a trăit-o cu regret atunci când s-a lepădat de Hristos Domnul. El a înțeles apoi că doar atunci când chemarea, când vocația este temeinică, adică este puternică, este fermă, este serioasă, doar atunci această vocație are puterea să ne ferească de a greși. Biserica Mare a Mănăstirii a fost sfințită în 2018, la 90 de ani de la înființarea Stavropighiei Patriarhale de la Techirghiol, de către primul patriarh al României, Miron Cristea.